ciclopi de la orașul Stalin ne duce astăzi la uzinele de camioane Steagul Roșu. Azi e sâmbătă, e ora 3 și constructorii de camioane părăsesc uzina până luni. Cum trăiesc ei? Ce au să facă în timpul lor liber? Unde și cum stau? Vom vedea. Deocamdată se grăbesc spre casă. Acesta nu e un tren, cum poate vi se pare dumneavoastră. E un mijloc de locomoție care aici se cheamă tramvai. Cei care locuiesc prea departe în oraș au la dispoziție autobuzele uzinei făcute de ei printre picături. Hă? Frumoase picături. Și tot printre picături vin la ora aceasta și autobuzele întreprinderii comunale orașul Stalin. Eh, așa ceva nu se vede nici la București. O mare parte dintre muncitori locuiesc aproape de uzină, în cartierul muncitoresc Steagul Roșu, la blocuri, cum mi se spune pe aici. E frumos cartierul. Frumoase blocurile, dar poate știți dumneavoastră pentru ce seamănă toate blocurile muncitorești între ele, ca niște școlărițe în uniformă. O locuință de burlac în blocul tineretului. Spice de grâu, o pernă, scoarțe țărănești, toate aduse de acasă. O cameră poate spune multe despre stăpânul ei. Cât despre vioară, ea se găsea în cutia ei pe un dulap. Dar operatorul nostru a găsit că e mai fotogenic așa. O cameră cu un stăpân modern și o mobilă interesantă. Magnetofon, radio și dulap de cărți. Constructorul ei e Țiplic Sorin, maestru oțelar și student la Institutul de Mecanică. O cameră interesantă am descoperit în locuința strungarului Șoimu Nicolae. Ce bucurie să vii acasă când ai doi gemeni și ce grozavă e viața când ai un an și o cutie cu pudră la îndemână. Sunt multe blocuri cu multe apartamente
și în fiecare s-ar găsi ceva interesant. Chiar și într-un bloc ridicat de-abia la roșu. Pe din afară nu-i gata, dar pe dinăuntru foarte curând va arăta așa. E bine și necesar să te cultivi, dar și obloanele sunt necesare. Și totuși se mai simte lipsa locuințelor. Barăcile, primele locuințele constructorilor, n-au putut fi încă dărâmate toate. Și aici, mai mult decât în blocuri, camera vorbește despre stăpânii ei. Încă o construcție. Deși e încă destul de greu de închipuit, aici va fi totuși o școală plină de copii. Cartierul ne dezvăluie cele mai variate surprize. Priviți puțin gazeta Păcii. E frumoasă și nu se poate spune că nu-i destul de vie. Într-o sâmbătă după amiază, femeile sunt foarte ocupate. Merg după târguieri. Bărbații sunt, desigur, și ei foarte ocupați, deși asta seamănă mai degrabă a bătaie. Nu. E numai fotbalul. Să mergem mai bine la târguieri. Cartierul are o alimentară frumoasă. N-a fost aranjată special pentru filmare și e mai întotdeauna bine aprovizionată. Iar oamenii, priviți la nivelul sacoșelor, devin foarte interesanți. Cartierul n-are numai alimentară, are o măcelărie, pâine, aprozar. Alimentara, carne, pâine. Probabil aparatul nostru caută o textilă, o farmacie, o librărie. S-a înserat. La ora asta am putea să mai facem o vizită. Unde? Unde nimerim? Aici nu-i nimeni. Nici aici. Ba da, sunt fotografii. Aici locuiește familia lăcătușului Boanfăpetre. Steagul ia lui și nu l-am aranjat noi aici. Boanfă cel tânăr și probabil soția. Sigur, soția și un Boanfă mic. Pardon, doi. La solemnitate iau parte. Bunicul Boanfă, fruntaș în producție, bunica Boanfă, gospodină, mama, Boanfă Maria, profesoară de istorie. Tata mai lipsește, e la facultate, la București. Familia Șoimu doarme, în afară de mama, care se odihnește puțin. Și de tata, care e la club. Lui Șoimu îi plac grozav popicele de masă. Alții preferă ping-pongul. Printre cele 12.000 de cărți ale bibliotecii, se află una în care sunt tipărite și versurile bibliotecarului, Olteanu Constantin. În sala de spectacole a clubului se joacă Jubileul de Cehov. Liniște! Se redați bărbatul meu să jăcapete omul slujba... Nu! Nu mai pot. Te rog din suflet, dă-o afară! Alungă! Dă-o afară! Ieși afară! 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 Ieși afară! Ce face? Ai nebunit? Nu pe dânsa! Pe cealaltă! Vă mizerabilă, du-o afară, alung-o! Ești afară! Te ciudești! Te uciți! E grozitor! Doamne, sunt din nenorocit! Du-o afară! Alung-o! Afară cu ea! Te uciți! Alung-o! Te uciți! 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 Reputația! Ocupația. Preastimate și dragul nostru Ivan Andreevici Țipuci. Dați-ne voie cu ocazia jubileului să vă urăm
Apă! Să vă urăm? Afară! Afară! Dracu să vă ia! Afară! Și fiindcă n-am putea recunoaște în acești actori un debitant, un struncar, un lăcătuș, un referent tehnic și un contabil, să-i vedem puțin nemachiați. Ilian Victor, Ilian Filoftea, Ilian Gheorghe, Ilian Costel, Tene Cecilia, Gheorghe Călimănescu. Și acum, după spectacol, să ne întoarcem în cartier. Amatorii de fotbal n-au obosit încă. Ah, fotbalul ăsta. Care din doi pași face și-l deschide printre pe fusulan. Care trage în bară. Ce bară, domne, ce bară, ăla a fost ghinion. Noroc că cei de la Steagul Roșu mai au și alte preocupări în timpul lor liber. La ora asta, mulți dintre ei se află în clasele liceului Seral. Țiplic Sorin se găsește în laboratorul Institutului de Mecanică. Școala populară de artă o putem întâlni pe Ioana Iliant, contatoare la Steagul Roșu, fiica și sora actorilor Iliant. Orășelul a adormit. Nu chiar tot. Iată încă unul despre care nu se poate spune că doarme, dar nici că-i treaz. Azi e duminică, începe o zi de odihnă. Pe un om cu undiță nu-l mai întrebi unde se duce. Nici pe unul cu pușcă. Să întrebăm poate pe dânsii unde au pornit-o așa de dimineață, e inutil. Toți se duc pe aici, pe undeva, la aer, la soare, la iarbă verde. Bună dimineața! Dacă am târziu, familia Oroș a pierdut răbdarea așteptând. Oamenii zgrăbiți și foarte nerăbdători să-și înceapă cu câteva minute mai devreme ziua de odihnă. Mulți dintre ei obișnuiesc să-și petreacă duminica la Noa, o poiană frumoasă înconjurată de dealuri la poalele munților. Pentru familia Oroș, ziua de odihnă a început cu tradiționala gustare la iarbă verde. Pentru alții, o plimbare pe lac. Se odihnește omul. Și dacă i-am întrebat, și ei ne-ar răspunde la fel. Ne odihnim, doar e duminică. Alții care se odihnesc. Cât despre vânători, ei au la dispoziție kilometri întregi de pădure. Nici cei rămași acasă nu stau degeaba, se odihnesc și ei.
așa e când ai mașină. Să nu credeți că cei care nu au mașină se plictisesc duminica. Noroc de ajutor. Și în timp ce unii se odihnesc puțin cu scosul cartofilor, celor de la iarbă verde li s-a făcut foame. E vremea mesei. Dar nu pentru fotbaliști. Și fiindcă toți suntem pe stadionul Luzinei, ce spuneți de tribune? Vă plac? Încă din primăvară trebuiau să fie gata. Vinovații? Să-i căutăm prin tribună. Noroc că jucătorii de la Steagul Roșu nu seamănă cu stadionul. Spre seară, în cartier. Ce mai e de văzut? Mai nimic. Interesante mai sunt găinile. Totuși, Tamara preferă obiectivul. E, așa-s femeile. Mai prudent, genul nu dă găina din mână pe obiectivul din par. S-a înserat, nu se mai poate citi. Puțin obosiți, puțin somnoroși, dar bine dispuși, cei care au hoinărit toată ziua se întorc în cartier. În sfârșit, acasă. E plăcut să te întorci în asemenea locuință. S-a întunecat. Tineretul care nu se simte destul de odihnit, mai dansează puțin. Fotbaliștii discută rezultatul meciului. S-a întors și pescarul. Vă rog, fără comentarii. Și în cele din urmă se liniștește totul. Orășelul a adormit. Acum putem pleca. Acolo locuiesc constructorii de camioane. Să ne oprim și să mai privim o clipă orășelul adormit. După cum ați văzut singuri, nu e un orășel model. Totuși să-l mai privim puțin, pentru că așa cum l-am văzut astăzi, nu o să-l mai vedem niciodată. Va fi poate mai frumos? Arăcile se vor dărâma, se vor ridica noi blocuri și nimic nu va mai fi mâine ca azi.